Nor a căzut ieri în apropierea unui aerodrom din județul Bihor. Din nefericire, pilotul nu a putut fi salvat. Grav accident de circulație în localitatea bistrițeană Romului. 6 victime au ajuns la spital. Una dintre victime este în stare foarte gravă. Grevă generală în Franța. Circulația feroviară, transportul public și zborurile vor fi perturbate astăzi, avertizează mai. Irina Gologan vă prezintă Focus. Bun găsit, un planor a căzut ieri în apropierea unui aerodrom din județul Bihor. Din nefericire, pilotul nu a putut fi salvat. Bărbatul era din Oradea și avea 40 de ani. Cazul a fost preluat de parchetul Oradea, care va stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. La fața locului au fost mobilizate imediat un echipaj de terapie intensivă mobilă al SMUR Oradea cu ambulanță tip C și autospeciala medicului de urgență și 3 echipaje de pompieri militari din cadrul detașamentului 1 Oradea cu autospecială de descarcerare grea și 2 autospeciale de stingere. Din nefericire, pilotul care era prins sub planor nu a mai putut fi salvat, medicul declarând decesul acestuia. Cercetările sunt continuate de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii tragice. Eveniment. Un grav accident de circulație a avut loc ieri seară în localitatea bistrițeană Romului. În urma impactului, 6 victime au fost transportate la spital, dintre care una a fost preluată cu elicopterul, fiind în stare gravă, iar medicii se luptă în continuare să-i salveze viața. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Din primele informații, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa din sens opus și care era condus de o femeie de 37 de ani din județul Timiș. Din impact, autoturismul condus de femeie a fost proiectat într-un alt autoturism condus de un bărbat de 31 de ani din Romului și care a fost proiectat la rândul său în gardul unui imobil și un autoturism parcat în curtea acestuia. Ulterior, autoturismul condus de tânărul de 20 de ani a intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a rețelei electrice și 2 autoturisme parcate în afara părții carosabile. Ajunși la fața locului, salvatorii le-au acordat primele îngrijiri victimelor, după care le-au transportat de urgență la spital. Echipajele de intervenție au găsit la locul solicitării 6 victime, dintre care una încarcerată. Este vorba despre un tânăr în vârstă de aproximativ 21 de ani. Acesta a fost extras de către pompieri militari și predat echipajului medical care încadrează elicopterul SMUR. Toate cele 6 victime, dintre care și un minor în vârstă de aproximativ 6 ani, au fost evacuate la UPU SMUR Bistrița pentru continuarea investigațiilor medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul. Și în județul Vaslui a avut loc un accident foarte grav. Un tânăr de 22 de ani a ajuns în stare critică la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident violent. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Coliziunea a avut loc în comuna Solești din județul Vaslui. Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se vede clar momentul impactului. Martorii spun că tânărul a fost proiectat prin parbriz la peste 10 metri distanță. A fost găsit de medicii de pe ambulanță în stop cardiorespirator cu mai multe răni. După ce a fost făcută resuscitarea, a fost dus la spital. Starea bărbatului este foarte gravă, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Polițiștii îl caută și acum pe principalul suspect în cazul femeii găsite în stare de putrefacție într-o locuință din sectorul 4 al capitalei. Este vorba chiar despre partenerul acesteia. Ar fi plecat din țară, iar polițiștii nu au reușit să ia legătura în vreun fel cu acesta. Bărbatul locuia cu victima în chirie în apartamentul unde a fost făcută descoperirea. Cadavrul a fost găsit într-un sac de plastic ascuns în lada patului din locuință. Proprietarul a încercat să ia legătura cu victima timp de 2 săptămâni, însă atunci când a constatat că aceasta nu este de găsit, a decis să spargă ușa apartamentului. Astfel a făcut și descoperirea șocantă. Trupul femeii aflat în stare de descompunere a fost ridicat de medicii legiști, iar cazul a fost preluat de serviciul omoruri și de parchet. Anchetatorii urmează să stabilească cum s-a întâmplat totul și cine este vinovat. Poate o să vă mirați când veți afla cât s-au străduit pompierii hunedoreni să salveze o cățelușă. Ei bine, nici mai mult, nici mai puțin de 4 ore. Când au plecat din subunitate, nu și-au imaginat că misiunea avea să fie atât de complicată. Dar ajunși la locul intervenției, au realizat că patrupedul, al cărui rătrat abia se mai auzea, era captiv într-o conductă ce deversa apă lungă de 60 de metri, care se afla la o adâncime de circa 2 metri sub pământ. Oricât au încercat pompierii să ajungă la cățelușă, și de la un capăt și de la celălalt,
celălalt al țevii nu au reușit, căci aceasta rămăsese blocată tocmai la mijloc, printre depuneri de reziduri. Soluția a venit de la primarul comunei Bretea Română, care a trimis în cel mai scurt timp în ajutor un buldoexcavator, iar cățelușa a fost salvat. Prețul locuințelor ar putea exploda în viitorul apropiat. Care este motivul? Aflați imediat la Focus. Greva în educație continuă, au anunțat sindicaliștii. Profesorii nu sunt mulțumiți de ordonanța de urgență a guvernului și vor salarii mai mari decât cele prevăzute în document. Elevii din mai multe asociații din țară au anunțat că îi susțin și ei și la rândul lor cu mai multe revendicări vin. Situația este însă delicată în rândul părinților și a elevilor de clasa 8-a și a 12-a, care în teorie ar trebui ca la finalul săptămânii să aibă mediile încheiate. Ordonanța de guvern, care prevede creșteri salariale pentru toți profesorii în trei etape, nu a dus la finalul grevei. Sindicatele au anunțat că angajații din învățământ continuă forma de protest. Creșterile salariale nu sunt cele așteptate, spun reprezentanții principalelor federații. Nu există nicio garanție că la realizarea viitoarei legi unitare de salarizare, când se va creiona grila de salarizare în sistemul de învățământ pe universitate, se va pleca de la acele pări foarte importante, adică salariul de student trebuie să fie cu studii superioare de lungă durată, să fie echivalentul salariului mediu pe economie. O notă de fundamentare nu are valoare juridică. În conferința de presă de vineri, ministrul educației spunea că ar fi fost foarte greu de introdus o astfel de prevedere în ordonanța de urgență. Nu poate un text de ordonanță care modifică o actuală lege a salarizării să includă o prevedere pentru o viitoare lege a salarizării, viitoare lege a salarizării care o să o abroge pe cea pe care ordonanța tocmai o modifică. Sindicatele nu au deocamdată un procent clar al dascălilor care vor să continue greva și al celor care sunt dispuși să se întoarcă la catedră. Marți, după mini-vacanța de Rusalii, profesorii ar urma să ia o decizie. Care sunt șansele ca examenele naționale să aibă loc la timp sau mai degrabă nu sunt șanse? În momentul în care peste 75% din corpul profesoral este în grevă, eu nu pot să văd o soluționare pozitivă atâta vreme cât guvernul nu reacționează foarte rapid. Mai multe asociații de elevi din țară, printre care și cea din Constanța, și-au anunțat din nou susținerea pentru profesori. Susținem revendicările profesorilor și nu, având în vedere faptul că susținem revendicările, susținem și greva, pentru că vorbim de un drept constituțional, de o metodă de a pune presiune pe autorități, lucru pe care și noi l-am făcut de-a lungul timpului. Asociația din Constanța cere și renunțarea la proiectul România Educată, alocarea a 6% din PIB pentru educație și demisia ministrului Ligia Deca. Greva ar trebui să fie a tuturor, a profesorilor și a întregii societăți. De asta considerăm că elevii ar trebui să participe la grevă, să participe la manifestațiile profesorilor. Pentru cei 183.000 de elevi de clasa 8-a și cei peste 140.000 de clasa 12-a, greva creează în continuare stres și incertitudine. Nici guvernanții, nici profesorii nu le pot spune în acest moment dacă examenele se vor da la timp. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer anunță că va da Ministerul Sănătății în judecată și va începe proteste în stradă. Aceștia reclamă incertitudinea implementării planului de cancer, incertitudine generată de declarațiile Ministrului Sănătății. Acesta pretinde că planul votat în unanimitate în Parlamentul României și devenit lege în noiembrie 2022 nu este un plan complet. Vă reamintim că înainte de legiferare, planul a stat în transparență 5 luni, iar actualul ministru a participat la promulgarea acestuia. 6 din 10 angajați în mediul privat spun că nu își cunosc clar responsabilitățile la locul de muncă. Asta arată un studiu, dar asta nu înseamnă că nu își fac treaba. Din contră, spun oamenii, fac mai mult decât ar trebui. În același timp, în cele mai multe organizații nu există evaluări anuale. Atenție însă, atrag atenția specialiștii în resurse umane. Asta nu înseamnă că șefii nu sunt în permanență atenți la ce fac angajați. Am de la început fișa postului și nu s-a schimbat nimic pe parcurs. În ce domeniu lucrați dumneavoastră? Asistent de farmacie. Astfel de situații nu sunt cele mai des întâlnite, arată un studiu realizat recent. Peste 58% dintre respondenți au spus că nu își cunosc toate responsabilitățile la locul de muncă, așa că nu știu cu adevărat ce și cât au de făcut. Acest lucru nu duce la mai puțină muncă, ba din contră, spun angajații de la privat. Mult mai mult. Și când nu stai ore suplimentare, se și supără pe tine. Și orele suplimentare nu sunt plătite conform legii în general. Sunt plătite normal, ca și când ar fi ore normale. Nu poți să te încadrezi doar în fișa postului.
Dacă te încadrezi doar în fișa postului, rămâi la fișa postului. Dumneavoastră, în ce domeniu lucrați? Inginerie electrică. Faci mai multe de obicei, pentru că vrei să crești, nu vrei să stai într-un loc. Da. V-ați dat seama dumneavoastră, așa muncind, cam ce aveți de făcut sau v-ați spus șefii de la început? Așa, ai schimbat, da, altfel. Adică program mai mult, salariu mai puțin. Experții în recrutare spun că o fișă postului detaliată înseamnă mai puțină încredere în angajați. Cu cât acorzi cuiva mai multă încredere, cu atât mai puțin pui pe hârtie ce e depus. Lipsa asta de precizie și de detaliere vine și cu anumită responsabilitate la pachet. Fișa postului e și mai greu de definit când un angajat avansează în carieră. În general, cu cât ești mai sus pe scara ierarhică, cu atât sunt mai puțin bine definite toate aceste responsabilități. Și când ajungi undeva foarte sus în joburile de top management, nu sunt definite decât așa, foarte, foarte vag, foarte mare. Evaluarea e un alt punct sensibil. 67% dintre cei care au răspuns la studiu au spus că sunt evaluați mai rar decât lunar. Mai mult autoevaluări, pentru că în mod normal fiecare om ar trebui să știe să se autoevalueze. Pentru că pe baza autoevaluărilor poți să știi și drepturile și obligațiile și partea salarială. De acolo vine. Sincer să fiu, fac treaba și evaluarea vine de la sine. Nu urmăresc evaluarea neapărat. Cresc în mod natural, să zic așa. Specialiștii atrag atenția că, deși evaluările formale sunt greu de făcut și doar firmele mari au proceduri exacte, în practică, la locul de muncă, nimeni nu scapă de ochiul vigilent al șefului. Evaluarea asta e lăsată la îndemâna managerului direct, care întotdeauna o face. Că o face foarte exact sau nu, e altă discuție, dar nu cred că există manager care să nu aibă o idee suficient de clar despre ce se întâmplă cu oamenii din subordinea lui. Bonusurile sunt un punct sensibil al mediului privat. Multe recompense vin doar de sărbători și rar performanțele sunt răsplătite și financiar. Prețul locuințelor ar putea exploda în viitorul apropiat din cauza ofertei care urmează să se reducă. Dezvoltatorii imobiliari nu mai sunt tentați să investească în noi proiecte din cauza costurilor piperate ale materialelor de construcții. În prima parte a acestui an au fost eliberate cu un sfert mai puține autorizații pentru clădiri de locuit în comparație cu aceeași perioadă anului trecut. Inflația începe să facă ravagii și în piața imobiliară. Cheltuielile mult prea mari și nerentabile îi fac pe dezvoltatori, dar și pe cei care vor o casă, să renunțe la proiecte. Cu siguranță în sectorul construcțiilor anul trecut am văzut o creștere semnificativă a prețurilor materialelor de construcții, creșteri care au mers între 40-60%. Acest lucru a dus la o scădere cu peste 26% a numărului de autorizații de construcție în primele 4 luni ale anului. Iar la capitolul clădiri rezidențiale, în aprilie au fost eliberate cu 32% mai puține astfel de documente față de aceeași lună din 2022. Și autorizațiile pentru imobilele nerezidențiale sunt în scădere, cu aproape 9% mai puține. Procesul de eliberare de autorizații de construire a devenit mult mai greoi. Iar dacă e să ne referim la București, trebuie să vă gândiți că în conformitate cu legislația în vigoare, pentru orice teren mai mare de 3.000 de metri pătrați, trebuie să elaboreze o documentație specială de urbanism care se numește PUL, Plan Urbanistic Zonal. Statul nu reușește să țină ritmul cu dezvoltarea proiectelor imobiliare din jurul marilor aglomerări urbane și nu construiește ceea ce ar trebui să construiască pe lângă partea de școli, partea de servicii de utilitate publică, partea de infrastructură, drumuri de acces, conectare la utilități și așa mai departe. Efectele se resimt deja. Vânzările de locuințe au mers mult mai prost în acest început de an față de perioada similară a lui 2022. În 35 de județe din țară s-au înregistrat scăderi la acest capitol. Prețurile probabil că vor continua în viitor o creștere, dar eu nu văd, anul acesta probabil că vom vedea un platou, dar începând cu anul 2024, după mijlocul anului 2024, părerea mea este că își vor relua trendul crescător, pentru că așa cum am spus, din păcate, vor fi mai puține proiecte, iar prețurile materialelor vedem nicio scădere a acestora momentan. Și Banca Centrală Europeană a avertizat că dobânzile ridicate la creditele imobiliare pot face ca locuințele să devină inaccesibile, iar piața ar putea deveni neatractivă pentru investitori. O femeie din New York și-a găsit fericirea în brațele unui soț virtual. Mai mult, ea pretinde că este gravidă cu acesta. Detalii imediat la Focus.
Grevă generală în Franța, circulația feroviară, transportul public și zborurile vor fi perturbate astăzi, avertizează MAE. Instituția sfătuiește cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța să se informeze corect înainte de a porni la drum sau, dacă se află deja în Franța, să consulte site-urile rețelei locale de transport pentru prognoze ale traficului, precum și site-ul RATP. Întrucât sindicatele aeroporturilor din Paris au anunțat că se vor alătura acțiunii greviste, ca și controlorii aerieni și personalul Air France, autoritățile franceze avertizează că se pot produce perturbări ale orarului curselor aeriene. Peste 500.000 de polonezi au ieșit în stradă ieri la Varșovia pentru a manifesta împotriva guvernului naționalist aflat la putere. În toată Polonia, manifestanții îmbrăcați în culorile drapelului polonez au răspuns apelului fostului șef al Consiliului European, Donald Tusk, care este în prezent liderul principalului partid de opoziție centrist, Platforma Civică. El le-a cerut polonezilor să protesteze față de viața scumpă, escrocherie și minciună și să-și arate susținerea pentru democrație, alegeri libere și Uniunea Europeană. Polonia va avea alegeri legislative peste câteva luni. Un aparat ușor de zbor al cărui pilot nu răspundea la apeluri și care încălcase spațiul aerian din zona Washington DC a fost doborât de două avioane de luptă F-16. Avionul cu patru persoane la bord s-a prăbușit ulterior în munții din Virginia. Nimeni nu a supraviețuit. Avioanele F-16 care au urmărit avionul Cessna au creat un boom sonic asupra capitalei Statelor Unite ale Americii, provocând consternare în rândul localnicilor. Avionul prăbușit era înregistrat în Florida pe numele firmei Anchor Motors din Melbourne. O navă de război chineză a tăiat calea unui distrugător american în strâmtoarea Taiwan. Distanța dintre cele două nave a fost la un moment dat de doar 137 de metri. Marina americană și cea canadiană desfășurau un exercițiu comun în strâmtoarea care desparte insula Taiwan de China în momentul în care nava chineză a tăiat calea distrugătorului american Chung-Hun și l-a forțat să încetinească pentru a evita o coleziune. Navele Chung-Hun și Montreal efectuau o trecere de rutină prin strâmtoare în momentul în care a intervenit nava chineză. O schimbare greșită la sistemul de semnalizare electronică ar fi fost cauza accidentului feroviar din India. 275 de morți și peste 1000 de răniți este bilanțul tragic după încheierea operațiunilor de salvare. Dintre cei peste 1000 de răniți, mai mult de 100 sunt în stare critică. Atenție, urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional. Sunt zeci de astfel de mărturii sfâșietoare după tragicul accident de tren din estul Indiei. Salvatorii au depus eforturi supraomenești pentru a salva cât mai mulți oameni, priși între rămășițele celor două trenuri care s-au ciocnit. Însă bilanțul victimelor este extrem de mare. Mulți încă își caută rudele, fie în spitale, fie în morga improvizată de autorități. Anchetatorii au reușit să afle cauza accidentului și persoanele responsabile pentru această tragedie națională. Cineva a acționat greșit sistemul de semnalizare. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण यह दुर्घटना हुई जिसने भी किया जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा Autoritățile încearcă acum să repună în funcțiune linia de cale ferată care leagă două orașe mari. Pentru asta trebuie înlăturate cele 21 de vagoane ale celor două trenuri și au fost mobilizați peste 1000 de muncitori, macarale și utilaje de excavare.
Cel puțin 500 de copii au murit de la începutul invaziei rusești, spune președintele Zelenski. În jur de 1000 de copii au fost răniți grav, iar unii dintre ei au fost mutilați pentru totdeauna. Copiii care aveau toată viața înainte, în schimb, au devenit victimele războiului. În cel mai recent atac, în Dnipro, a pierit o fetiță de numai 2 ani. Shot in the face, perishing under the rubble, kidnapped and orphaned, killed. Este mesajul care trage un semnal de alarmă în ceea ce privește moartea copiilor ucraineni. Sub ploaia de bombe, care cad de aproape un an și jumătate, cel puțin 500 de copii și-au pierdut viața până acum. Cifra reală nu poate fi stabilită însă cu exactitate, pentru că în zonele aflate sub conducere rusească, numărul celor morți nu poate fi verificat. Cea mai mică victimă este o fetiță de numai 2 zile. Rușii au bombardat maternitatea din Vilniansk, în care se născuse micuța. Aproape 20.000 de copii sunt dați dispăruți sau deportați în Rusia. Pe timpul nopții, o fetiță de numai 2 ani a murit după ce rușii au bombardat orașul Dnipro. Alți 22 de oameni au fost răniți, printre care și 5 copii. И вдруг на меня начал падать холодильник, упал, ну, сюда, на позвоночник. И все, я смотрю, все сыпется, все. Я поняла, я глянула небо. Я все поняла, но я в тот момент не растерялась. Я начала кричать, я закрыла все так и начала кричать, потому что пыль вышла и дым какой-то, откуда он. Я начала кричать, помогите. Там шли ребята спасатели, услышали, кричат, женщина на втором этаже. Когда сосед пришел и меня вот поднял... Мене не було, я якраз їхав з міста сюди, ну, буквально хвилин за 15. Ну, тобто, якби я приїхав раніше і планував знаходитись на кухні... În urma atacului, 2 clădiri rezidențiale au fost distruse, 10 case, o mașină și un magazin au fost avariate. Și în Nicopol, 3 clădiri, un restaurant și mai multe linii electrice au fost avariate. Sirenele antiaeriene au sunat toată noaptea și la Kiev, unde autoritățile au anunțat că au interceptat toate dronele și rachetele. Recep Tayyip Erdoğan i-a prezentat pe miniștrii cu care va lucra noul mandat. Cabinetul este format în majoritate numai de oameni noi apropiați ai liderului turc. Bine, Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek a fost numit ministru al economiei. În vârstă de 56 de ani, Şimşek a fost ministru al finanțelor între 2009 și 2015 și economist la una dintre cele mai mari bănci americane. Principala sa sarcină după preluarea mandatului va fi să îi convingă pe investitori să aibă încredere în economia turcă. Păstrătorul secretelor lui Erdoğan și ale secretelor de stat, cum l-a numit chiar președintele turc acum 11 ani, Hakan Fidan preia ministerul de externe. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Fidan este fostul șef al Serviciului Turc de Informații, MIT. A condus serviciile secrete turce din anul 2010 și a fost consilier diplomatic lui Erdoğan timp de 3 ani. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler. Yaşar Güler este noul ministru al apărării. În vârstă de 68 de ani, Güler este al 30-lea șef al statului major al Forțelor Armate. A fost șef al Serviciilor de Informații și a fost promovat la gradul de general în 2013. Noul cabinet, format din 17 miniștri, se va reuni pentru prima oară marți. O mare parte din ce e important în viață s-ar putea să nu vină de la locul de muncă pe care îl ai. Nu este doar o afirmație, ci un sfat pe care fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, spune că l-a oferit și fetelor sale. Prezent la podcastul This is Working, fostul lider de la Casa Albă a explicat că cea mai mare problemă a tinerilor este că echivalează succesul cu câștigurile materiale sau cu ascensiunea în carieră. Însă, în opinia sa, sunt alte lucruri care aduc o satisfacție mai mare. Part of it, Michelle and I always tell our daughters, look, some of work is just a grind. Some of the work is you doing something that is useful to your employer, the person who is paying you, and it may not be fun. Right. And that's okay, because that's what it means to be a grown-up. It's young people looking for work that they find interesting, that they can throw themselves into, but not thinking that that becomes a substitute for the other aspects of our lives. You know, volunteering, family, friendships, civic engagement. If you are absorbed by what you're doing, one of two things is going to happen. You're going to get really good at it, and whether
you're rewarded, recognized, you get the positions that you want or not, the journey will have been a good one. O femeie din New York și-a găsit fericirea în brațele unui soț virtual. În vârstă de 36 de ani și mama a doi copii, Rosana Ramos, se identifică ca digisexuală, adică o persoană atrasă de roboți. Ramos a folosit o aplicație de inteligență artificială pentru a-l crea pe Aaron Cartel, soțul virtual, bazat pe un personaj animat. Relația lor s-a dezvoltat treptat, dar Ramos s-a îndrăgostit de robot, care îi este alături la bine și la greu și care nu vine cu un bagaj emoțional. Soțul virtual are chiar și o pagină de Facebook, iar cei doi au numeroase poze împreună. Aaron lucrează în domeniul medical, iar Ramos pretinde chiar că este însărcinată cu el. În plină greva învățământului românesc, celebrul dascăl domnul Trandafir s-a întors între noi. Unde predă, aflați imediat la Focus. Bucureștenii care nu au ales marea sau muntele pentru relaxare s-au bucurat de aromele diferitelor târguri din oraș. Nelipsiții mici au atras zeci de oameni la târgul de Rusalii din fața Parcului Național. Vremea frumoasă a ținut cu producătorii, iar mirosul cărnii care sfâria pe grătare i-a îmbiat petrecători să facă un popas la standuri. Și prăjiturile de casă sau clătitele au fost la fel de căutate, mai ales că sunt făcute după rețete vechi. Am venit să mâncăm, ne aducem aminte de acum 10 de ani. Și am înțeles că aici să fac mici buni și ce-am zis, să se vinfine cu tumititel. Ne aduce aminte de preparatele care le făcea părinții noștri, bunicii noștri. Exact așa cum le făceau ei, sunt și aceste produse. Am mâncat și eu și am mâncat niște cârnați cu cartofi care au fost foarte gustoși și foarte proaspeți și suntem încântați. Veniți din inima Ardealului, Nicolae Ciobanu a adus la București preparate tradiționale făcute după rețete străvechi. De la bulz la mici și de la lipie până la coastele de porc, mirosul îndeamnă petrecători să facă un popas. Eu așa lucrez, cu rețete vechi, naturale, 100%, nați, frigărui, toate produsele, bulz ciobănesc, cu brânză de burduf. Și prăjiturile de casă au fost la mare căutare. Daianca este venită tocmai din Timișoara, iar rețeta spune că o are de la străbunici. Plăcinte de mai multe feluri, cu dovleac, cu mere, cu vișine, cu caise, cu brânză dulce și sărată. Ioana și Cecilia sunt două mămici care le pregătesc copiilor niște clătite inedite, iar acum le-au adus și la târgul de Rusalii. Rețeta este una moștenită din străbuni, spun ele. Am venit cu clătite franțuzești, iar rețeta este din familie și ne bucurăm să-i îndulcim pe cei din zona aceasta cu clătitele noastre. Și vrem să aducem bucuria, iubirea și momentele unice din copilărie. Târgul de Rusalii este deschis până pe 5 iunie la intrarea în Parcul Național. În plină greva învățământului românesc, celebrul dascăl domnul Trandafir s-a întors printre noi. Face lecții pentru toți copiii care vor să învețe carte ca pe vremea bunicilor. Se întâmplă la Sibiu, într-o școală veche de mai bine de 100 de ani. Așezământul are statut de monument în muzeul Astra, iar aici chiar se țin ore ca odinioară, cu tăblițe, cretă, diafilme și numărător din lemn. Bună ziua! Poftiți, vă rog, în școala din Ticera. De la primele ore ale dimineții, domnul Trandafir își ia rolul de dascăl în serios. Pălăria se pune în cui, dacă nu-i frumos să stai acoperit în interior. Și lecțiile pot începe. Primii cursanți suntem noi, iar prima lecție este chiar despre școala unde predă învățătorul. Este un monument funcțional din muzeul nostru, muzeul Astra. Pe ea am adus-o dintr-un sat numit Ticera, din județul Hunedoara. Și ea datează dintr-o 1919-1920. Fiecare bancă din cele 13 pe care le are școala este dotată cu câte o tabletă de ardezie. În loc de touchscreen, tabletele au cretă pentru a fi scrise pe ambele părți. Și vestimentația dascălului este tipică modei anilor 1930-1940, când cele mai multe sacouri aveau reverul ascuțit. Nu trece mult și apar primii elevi. Sunt de toate vârstele, fiindcă nu e așa, niciodată nu e prea târziu să înveți lucruri noi, dar pe stil vechi. Acum proiectez și ceva povești sub forma celor diafilme pe care noi le-am prins în copilărie, dar care erau frumos ilustrate. Să tot trăiești 100 de ani. Așa viață ducea iedul care nu știa să facă nimic singur, doar să poruncească. Cum vi s-a părut? Așa o impresie. Foarte.
Vă place la școală, chiar dacă e grevă? Da. Numai copiii răspund. Domnul Trandafir este muzeograful Adrian Alexe, care dă suflet și dinamism unui program educațional denumit sugestiv Învățătorul Rural. Adrian reușește însă să aducă tuturor aminte de îndrăgitul personaj al lui Mihail Sadoveanu. A fost foarte plăcut și am fost impresionat și fetița am văzut că i-a plăcut, chiar dacă nu are așa multă răbdare, că nu merge încă la școală. Noi adulților ne-am întors așa un pic în trecut și a fost foarte interesant. Ai văzut povestea cu Diafilm? Da. Cum ți s-a părut? Frumoasă. Ai mai văzut vreodată așa ceva? Nu. Animația asta, Învățătorul, e o formă de a comunica cu publicul, da? De a le vorbi despre școală, despre istoria învățământului. Pentru că celor mai mulți care ne trec pragul acestei școli, da, amintirile îi năpădesc în momentul respectiv, iar cei care sunt mai în vârstă chiar au prins asemenea bănci. La lecțiile susținute de domnul Trandafir la Muzeul Astra se poate participa fără programare, în baza biletului sau abonamentului la muzeu. Aici nu se primesc note. UTA Arad rămâne în Superligă. Bătrâna doamnă s-a salvat de la retrogradare după ce a câștigat partida de pe teren propriu cu Gloria Buzău. Bucuria ardelenilor în scurt timp la Focus după publicitate. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime vor urca până spre 28 de grade, însă vor mai fi și ploi torențiale. Unde exact, ne spune colega mea Roxana Gheorghean. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața, Irina! Bun găsit tuturor! Haideți să vedem pentru început cum va fi atmosfera pe continent. Așadar, se anunță vreme instabilă în centrul și în sudul Europei, astfel că în Elveția, Austria, Ungaria, Cehia și Slovacia va ploua, iar în Italia, local în vestul peninsulei balcanice, în Spania și în sudul Franței, mai ales spre seară, vor fi averse torențiale. În orări temporare și ploi vor mai fi și în estul extrem al continentului, în timp ce în rest se anunță vreme frumoasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, iar vântul va fi activ în nordul și nord-estul continentului, dar și în țările din sudul Europei, unde izolat pot fi și vijelii. La Chișinău se menține vremea frumoasă, cerul va fi variabil, vor fi în orări temporare, dar nu sunt anunțate ploi. Termometrele vor indica astăzi o maximă de 24 de grade, mâine vor fi cam 26 de grade, iar miercuri valoarea maximă va fi de 27 de grade. La noi în țară, astăzi vor fi averse însoțite de descărcări electrice, în special după amiază, la munte și în centru, iar spre seară și în vestul teritoriului, cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 20-25 de litri pe metru pătrat. În rest, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, dar și pe crestele montane. Maximele se vor încadra între 19 și 28 de grade. Mâine vor mai fi în orări și averse în vest, nord, vest și parțial în centru. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploi vor fi posibile doar izolat. Vântul va rămâne activ, însă va avea intensificări în sudul Banatului și la munte. Maximele se vor situa între 20 și 28 de grade. Miercuri, cerul va fi variabil, cu norări și averse în vest și nord-vest, pe arii restrânse în centru și cu totul izolat în rest. Vântul va rămâne activ în sudul Banatului, dar și pe crestele montane. Maximele se vor încadra între 20 și 28 de grade. În capitală se anunță vreme frumoasă, atât astăzi cât și în zilele următoare. Va predomina cerul variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi atât de 26-27 de grade. La munte cerul va fi variabil, cu unorări accentuate și averse însoțite de tunete și fulgere, în special după amiaza și seara. Cantitățile de apă vor fi însemnate, iar pe alocuri vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea ușoare intensificări pe crestele Carpaților meridionali. La mare, vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări după amiază. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 22 de grade, iar apa mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Numai bine!
Joia trecută i-am văzut pe românii care plecau în vacanța de Rusali și care stăteau în cozi la vâm, în cozi pe autostrăzi. De aseară, românii care se întorc în țară din Grecia, Turcia sau Bulgaria au luat în piept cozile de la intrarea în România. Mai rău va fi după amiază sau diseară, atunci când turiștii care și-au terminat vacanța mică de vară vor sta ore bune în cozile care se vor forma pe drumurile patriei. Dezvoltăm acest subiect în scurt timp la Prima News. Focus 8 se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea însă pe site-ul primanews.ro, unde în fiecare zi găsiți informații de ultimă oră din toate domeniile. De asemenea, puteți intra și pe pagina de Facebook a știrilor Focus. Rămâneți pe Prima TV. Livia Graur vă așteaptă la Focus 14. Noi ne revedem mâine dimineața la ora 8. O zi excelentă să aveți!